Bine v-am regăsit din nou la Observatorul Live. Suntem de această dată la Piața Aurora Vest din Ploiești. Aici unde odată ce s-a trecut de ora 13 este liniște, puțină lume, piața deloc aglomerată și văd destul de bine aprovizionată. Acesta este interiorul pieței, după cum bine știți cei care locuiți în zonă. La fel se întâmplă și afară, printre tonete, este liniște și lumea chiar respectă distanțarea socială. De altfel, nici nu sunt foarte mulți oameni la piață, ceea ce dovedește faptul că măsura autorităților de a limita circulația persoanelor în vârstă doar între orele 11 și 13 este cea care provoacă acea aglomerație din piețe. Sunt câteva persoane, vă spunem, dar în limitele bunului simț. Foarte mulți au mască, unii n-au reușit încă să-și achiziționeze. Așadar, am avut astăzi o serie de transmisiuni live din mai multe zone ale Ploieștiului, acolo unde sunt amplasate și filtre ale poliției. De altfel, controlele sunt prin mai tot orașul, pentru că se plimbă unele dintre aceste filtre. Cer și scuze, din păcate bate și vântul și probabil uneori calitatea sunetului nu este foarte bună, dar mai mult de atât chiar nu avem ce face în aceste condiții. Deci, ca imagine de ansamblu, în cazul în care doriți să vă faceți cumpărăturile încă de astăzi, să știți că ce am văzut prin supermarketuri este chiar în regulă. Era coadă doar la Kaufland Sud Ploiești, unde oamenii așteptau în ordine să intre în grupuri de către 5-10 persoane. Dar cam atât. În rest, peste tot pe unde am trecut până acum, până la această oră prin Ploiești, nu erau cozi. Lume relativ puțină, oamenii civilizați respectau distanțarea socială, ceea ce zic că pentru aceste ultime zile în Ploiești este un lucru absolut remarcabil. Ne vom auzi ceva mai târziu și vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă în Ploiești, în Prahova. Sperăm totuși că venim și cu vești bune, așa cum au fost și cele de astăzi din transmisiunile live.